Dar al Consiliul Local din luna noiembrie, luna octombrie, rog pe domnul președinte să preia conducerea ședinței și să prezinte convocatorul. Bună ziua și bine ați venit! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 din OUG 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de vineri 29 aprilie 2021, începând cu ora 12 pe comisii și cu ora 13 în ședința în plen. Deoarece cu toții am avut la mapă ordinea de zi, nu o să-i mai dau citire în întregime și vă rog să o supunem la vot. Cine este pentru? Fac o precizare că ședința se desfășoară atât online cât și cu prezență fizică în sală. Deci o parte dintre colegi sunt în online, o parte sunt prezenți în sală. Toată lumea este pentru aprobarea ordinei de zi. Nu există niciun online, nici în sală, niciun vot împotrivă. Trecem la punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2021. Dacă sunt intervenții sau... Nu? Dacă nu o supunem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate de voturi pentru... Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 8.10.2021. La fel, dacă nu sunt alte adăugări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate din nou. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. În comisii sau a fost unanimitate? Foarte pe scurt, o să fac câteva precizări. Este vorba de o rectificare pozitivă. Sursa, avem un plus de 450.000 de lei, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli. Influența este din partea de cote defalcate și o să o rog pe doamna contabil să ne facă câteva precizări legate de distribuirea acestor sume. Da. Cheltuială, suma se repartizează astfel. Capitolul 5402, la PSI, pentru cheltuieli materiale, 30.000 de lei. Capitolul 5405, fondul de rezervă, 303.50 mii lei. Capitolul 6502, învățământ, cheltuieli materiale, respectiv transport, plus 25.000 de lei. 6602, sănătate, cheltuieli materiale, reparații, plus 50.000 de lei. Cultură, 6702, titlul 20, premiere sportiv, plus 2.50.000 lei. 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul 20, cheltuieli materiale, plus 30.000 lei. Capitolul 8402, străzi, pe titlul 20, reparații, minus 1949, același capitol, titlul 70, investiții, plus 1958. Deci total influență, 450.000 de lei. La lista de investiții se modifică astfel. Am adăugat 3 poziții noi. Achiziție freză pentru curăța zăpada, plus 9.000 de lei. Lucrări de refacere 0,35 km gabioane Mal-Râu-Uz, plus 1.137.000 lei. Și lucrări de refacere 0,25 km gabioane Mal-Râu-Dărmăneasca, plus 812.000 de lei. La sursa E, avem atât la venituri cât și la cheltuie, suma de 20.000 de lei, astfel. 309, venituri din utilizarea pășunilor, plus 20.000 de lei. Iar la cheltuială, pe capitolul 710, piață, titlul 20, cheltuieli materiale, respectiv iluminat public, plus 20.000 de lei. Mulțumim, doamna contabil șef.
În comisie avizele au fost favorabile. Dacă mai dorește cineva să adauge ceva? Dacă nu, vom supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și nu online tot pe. O abținere. La buget, doamna Ionela Cengher, da? Că s-a rectificat și bugetul școlii. Ok. Și deci doamna Cengher se abține. Acolo la buget. Okay. Abținere. 16 voturi pentru și abținere. Da, abține. Proiectul numărul 5, privind aprobarea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de imobil teren, aparținând domeniului privat al UAT Oraș de Lămânești, cu imobil teren, proprietate privată, aparținând domnilor Cojocaru Gheorghiță și Constantin Ovidiu Mihai, inițiatorul primarul orașului de Lămânești. Da, este vorba de o adresă transmisă de două persoane fizice de pe raza orașului Lămânești, care sunt proprietare a unui imobil teren în suprafață de 3.284 de metri pătrați în intravilanul orașului și ne propune să facem un schimb 3.284 teren intravilan proprietate privată a celor două persoane cu un alt teren în valoare în suprafață de 2.000 de metri pătrați care este a primăriei orașului Lămânești. Cerem acordul de principiu pentru efectuarea acestui schimb. În urma acordului se va face de către un expert ANEVAR o evaluare. În funcție de evaluare vom veni în Consiliul Local și vom discuta. Dacă sunt întrebări, pe comisii la fel a fost aviz favorabil. Dacă vrea cineva să adauge ceva sau... Supuneți la vot. Dacă nu, vom supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 6, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Oraș Lămânești, a unor suprafețe de teren situate în intravilanul orașului Lămânești, județul Bacău, inițiator primarul orașului Lămânești. Spuneam și pe comisii că aceste terenuri pe care astăzi le-am luat în discuție sunt terenuri concesionate de persoane fizice sau juridice de pe raza orașului Lămânești. Am avut contracte cu aceste persoane fizice. Aceste contracte au expirat și pentru a putea să lansăm licitație nevoie de cadastrare acestor terenuri după noua legislație și apartenența, hotărârea prin care se atestă apartenența la domeniul privat vine să ca primă etapă în vederea obținerii și cărții funciare. După care vom lansa procedura de licitație în vederea judecării. La fel, pe comisii voturile au fost favorabile. Acum, dacă vrea cineva să ne spune ceva, dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Din nou, unanimitatea. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a divizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții amenajare esplanadă verde, zonă Square, în orașul Lămânești, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului. Da, este vorba de un nou proiect care este, să zic, în fază de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Vorbim de extinderea zonei verzi în centrul localității. Ne-am propus să facem un nou, zicem noi, cu arul, o esplanadă verde, cu un amfiteatru și cu o scenă modernă în centrul localității. Practic, astăzi aprobăm studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici, urmând ca în perioada următoare să găsim o sursă de finanțare, ne-am dorit noi, pe fonduri europene. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, comisiile au dat vot favorabil, nu se pune la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate de voturi din nou. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Lămânești pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416/2001. Inițiator, viceprimarul orașului Lămânești. Am să-mi permit să fac câteva precizări. În fiecare an aprobăm prin hotărâre de Consiliu planul de acțiuni și lucrări interes local
beneficiari sunt în speță persoanele care au sau au acces la legea 416, sunt un set de acțiuni și măsuri pe care noi le facem cu acești beneficiari, sunt în corelare aceste măsuri cu legea 416. E un proiect de hotărâre care, repet, în fiecare an îl dăm. Cred că nu sunt probleme. Pe comisie s-a discutat. Dacă cineva vrea să mai spună ceva, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Unanimitate de vot. Proiectul numărul 9, privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2021-2022, în orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului, viceprimarul orașului Dărmănești. La fel, câteva precizări. Este vorba de programul operativ de acțiune pentru o perioadă de iarnă, cum vom dezăpezi noi străzile de pe raza orașului Dărmănești. Și aici fac precizarea că vom avea regim de regie proprie acest serviciu. Avem o dotare destul de bună din punct de vedere tehnic. Autobasculante cu lană, cu sărărițe, tractor, buldo-excavatoare, autogrede, volă și așa mai departe. Și avem și un stoc de material antiderapant, 1000 de tone de nisip și 80 de tone de sare. În fiecare an am făcut în regie proprie serviciul de zăpezire. Sper că și în acest an vom reuși să ne achităm de sarci. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vom supune la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Unanimitate de vot. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin ANV, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. În fiecare an aprobăm o listă de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin ANL. Există o comisie care, nominalizată prin hotărârea Consiliului Local, care analizează aceste dosare și în acest an, din timp, am dat acel anunț pentru persoanele interesate pentru o locuință ANL. Au venit, cei interesați au venit și au completat dosarele. Comisia a analizat. Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm lista de priorități în vederea repartizării, conform legislației în vigoare. Pe comisie votul a fost favorabil. Dacă dorești, domnul Balaș. Aș dori să ne spuneți persoanele care nu s-au încadrat, ca să știi că sunt persoane care nu s-au încadrat condițiilor și ați cerut. Da, sunt patru persoane care nu s-au încadrat. Florian Ionuț Ovidiu a făcut 39 de puncte și ultimul punctaj era 44. Ultima persoană care s-a încadrat avea 44 de puncte. Criteriile pe care le avem, o persoană, deci Florian Ionuț, necăsătorit, nu avea copii și toate astea ajută la punctaj. Pudeanu Georgiana, 37 de puncte, la fel necăsătorit. Rusu Radu nu s-a încadrat pentru că a rămas cu datorii la ANL și a făcut o adresă prin care spune că pleacă din localitate și nu mai interesează. Și la fel, Chis Cristina, care nu a mai depus dosarul, am înțeles că și-a construit o locuință sau pleacă din localitate. Cele patru persoane sunt. Deci două n-au mai fost interesate, iar două au luat punctaj sub mine. Cu acestea vom supune la vot. Cine este pentru? Abține. Domnul Popas. Pentru și o abține. Da. Ok. Trecem la numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. După aprobarea listei de priorități, un nou proiect de hotărâre prin aprobarea repartizărilor, da? Este, practic, anexa identică cu cea de la hotărârea anterioară. După prioritate, am stabilit lista de priorități, aprobăm lista de repartizare și fiecare din lista de priorități este, la momentul ăsta, repartizat, este repartizată și o locuință. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Domnul Copa. 16 voturi pentru. Abținere.
Și proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chirilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către ANL din orașul Dărâmănești, strada energiei numărul 57A și strada energiei numărul 57B. Inițiator, domnul primar. În fiecare an, prin ordinea Ministrului Lucrărilor Publice și Dezvoltării, se stabilesc valorile de înlocuire pe metru pătrat în vederea calculului chiriei. Și în acest an, colegii noștri de la Impozite și Taxe au stabilit cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere, așa cum prevede legislația, până în 35 de ani și peste 35 de ani. Aceste calcule sunt prevăzute în anexa 1 și 2 la prezentul proiect de hotărâre. Și am mai pune precizarea că pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă documentele solicitate, din care se rezultă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei, vom lua în calcul coeficientul de ponderare de 1. Spuneam și pe comisii că sunt persoane care, din diverse motive, nu vin la termenul solicitat de noi, cu toate datele, și atunci vom lua în calcul acest coeficient de 1. Avem și modelul de contract de închiriere. Pe comisie am stabilit câteva completări la acel contract. În rest, dacă mai sunt întrebări, dacă nu... Dacă nu sunt întrebări, vă supune la vot. Cine este pentru? Abține. O abține și proiect de hotărâre numărul 13, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 5 loturi de teren intravilan și extravilan, aflat în proprietatea privată a OAT Oraș Dărâmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar. Proiectul de hotărâre propune concesionarea prin licitație publică a 5 loturi de teren intravilan și extravilan, proprietate privată a OAT Oraș Dărâmănești. Aceste loturi au fost concesionate și au expirat contractele de concesiune. Parcurgem pașii prevăzuți în legislație. Lansăm, astăzi aprobăm concesionarea, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, toate celelalte, aspecte care trebuie să le prețul concesiunii, să le prindem și vom lansa, sigur, imediat după aprobare, procedura de licitație, cei interesați vor veni și vor adjudeca, după care vom semna acele contracte. Fac precizarea la articolul 4, concesionarea terenului se va face pentru o perioadă de 5 ani de zile. Pe comisie au fost, voturile au fost favorabile, dacă dorește cineva să adauge ceva, dacă nu, vă trece la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Proiect numărul 14, proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a 3 loturi de teren, proprietate privată a orașului Dărâmănești, situate în zona Brătulești, strada Valea Uzului. Inițiator, primarul oraș. La fel, interesul nostru este să creștem veniturile la bugetul local. Propunem spre închiriere prin licitație publică și adjudecare la cel mai mare preț oferit a 3 loturi de teren, aparținând domeniului privat, sunt prevăzute aceste loturi în anexa 1-3, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. Sperăm că după ce vom lansa procedura de licitație, să avem și aici solicitări și să putem încheia acele contracte cel târziu până la sfârșitul anului 2021, reușind să încasăm, așa cum spuneam, sume în plus la bugetul local. Aprobăm studiul de oportunitate, caietul de sarcini, în contractul model de contract de închiriere, durata închirierii 3 ani. Ca și la precedentul punct, comisiile au votat favorabil. Vă supune la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 15 privind acordarea unei recompense din bugetul local al orașului Dărâmănești în cuantum de 2500 de lei sportivei Stoica Georgelia pentru rezultate excepționale obținute în cadrul competițiilor sportive organizate la nivel mondial, european și național în anul 2021. Inițiator, primarul orașului Dărâmănești. Câteva precizări. Avem o sportivă de elită în orașul Dărâmănești, Stoica Georgelia, care ne spune nouă Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa transmisă
în 20.10.2021 că Sportiva Stoica Georgelea a obținut locul întâi la Cupa FRC 2000, a obținut locul întâi la campionatul național pe ergometru, deci vorbim de rezultate în 2021, a obținut locul 5 la campionatul mondial de juniori, a obținut locul 1 la campionatul național 4x1 și a obținut locul 1, medalia de aur, la campionatul european de juniori. Un rezultat extraordinar, ne mândrim cu asemenea sportivi în orașul Dărmănești și propun acordarea unei recompense financiare în valoare de 2.500 de lei. Pe comisii... Voturile au fost favorabile, dacă cineva vrea să mai spună ceva, dacă nu, vom supune la vot, cine este pentru? Pentru că sunt cetățenii ai orașului Dărmănești care m-au întrebat în anii anteriori de ce mă abțin. Da, colega noastră, Stoica Adriana, colegă în Consiliul Local, este mama sportivei Stoica Georgelea și, pentru a nu fi în conflict de interese, se abține. Și fiica mea, Georgelea Stoica, vă mulțumește foarte mult și speră ca și pe viitor să fie recompensați oamenii din valoare ai Dărmăneștiului. Vă mulțumim pentru tot ce faceți din mandatul anterior și actuala dumneavoastră, că promovați. Mulțumesc. Și eu, evidență oamenii pe care îi avem de valoare în Dărmănești. Eu mi-aș dori, doamna Adriana, dacă restricțiile se vor ridica, poate la ședința din luna decembrie, ședința festivă, să o invităm pe Georgelea și să o felicităm împreună aici, în Consiliul Local, pentru că duce pe toate meridianele, eu știu, standardul, steagul României și, de ce nu, și amintește de localitatea noastră, localitatea în care s-a născut. Poate dacă, repet, condițiile pandemice ne permit, în luna decembrie o vom invita aici și o vom felicita în direct. Vă mulțumesc că, din partea ei, eu personal, deocamdată și sperăm ca și programul ei de sportivă să-i permită să fie în zonă când veți decide dumneavoastră să faceți această prezență și oficiere a ei. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim. Trecem la numărul 16. A supus, da. Da. Deci s-a supus, da. S-a votat la 16 voturi pentru și o abținere. Okay. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Bălănucă Ionel, persoană aflată în nevoie socială, cu domiciliu în oraș Dărmănești, Stradea Valea Uzului numărul 301, județ Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de un incendiu, inițiator primarul orașului Dărmănești. Da, spuneam și într-o ședință anterioară că de fiecare dată când unul din conaționalii noștri au, eu știu, da, probleme deosebite, incendii și așa mai departe, Consiliul Local a venit și a sprijinit în materiale o parte din refacerea locuințelor și de această dată domnul Bălănucă Ionel a făcut o solicitare în data de 11.10.2021. A făcut o solicitare pentru a putea Consiliul Local să vină în sprijin, a avut loc un incendiu, a fost afectată mare parte din locuință. Propunem astăzi ajutor financiar în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții. Sperăm să, afară de cele 3.000 de lei în materiale, putem sprijini și cu oameni ce mai avem noi angajați ai primării și cu utilaje și așa mai departe. Dacă sunt. Pe comisii voturile au fost favorabile, dacă nu dorește nimeni să adauge nimic, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Unanimitate de votare. Ultimul proiect, numărul 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Dărmănești ca membrii în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor
organizate pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, inițiator primarul orașului Dărmănești. Da, având în vedere ordinul ministrului numărul 4597/2021, care face trimitere la comisia care participă la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Am primit niște adrese de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, în care mi se solicită să nominalizăm un reprezentant în comisia de concurs pentru funcția de director. Pe comisie am discutat, la Liceul Tehnologic Dărmănești a fost propus domnul profesor Buzatu, la școala gimnazială numărul 2, doamna Nicodim și la școala gimnazială numărul 3, domnul Debrețin. Dacă sunteți de acord cu aceste nominalizări... Da, corect, cineva să mai spun ceva, că nu supunem la vot. Cine este pentru? Abține. O abținere, Cenger. Sunt candidat. Deci, doamna Cenger, se abține domnul Balaș, parcă am văzut că se abține, vă abține și dumneavoastră. Bravo, deci să înțeleg că votați pentru, da? De 16 voturi pentru și abținere. Bravo. Bun. Am ajuns la punctul diverse. Două lucruri am să vă spun. Am avut o solicitare a domnului Simion, care este și administrator la ROC Sim Com Electric SRL, care solicită eșalonarea unor sume la plata unor cheltuieli de judecată și fac precizarea că există o hotărâre definitivă și irrevocabilă prin care domnul instanța respinge recursul declarat al recurentei SC ROC Sim Com SRL și obligă recurenta la plata cheltuielilor de judecată de 3.000 de lei. Mai pe scurt, domnul Simion, administrator la ROC Sim Com Electric, nu a plătit gunoiul la societate în ultimii, eu știu, 2 ani sau nu știu exact să vă spun. Colegii mei de la impozite și taxe au făcut acele opriri și ce trebuia să facă. Dumnealui l-a contestat, a ajuns în instanță, în instanța a pierdut și pe lângă costul aferent serviciului de salubrizare, a mai avut și cheltuieli de judecată de 3.000 de lei. Această hotărâre este definitivă, sigur a atacat-o, dar a pierdut și în recurs și dumnealui acum solicită, eu știu, plata eșalonată unei sume de cursul mai multor luni. Am rugat colegii de la impozite și taxe să poartă o discuție cu dumnealui. Înțeleg că nu s-a ajuns la un consens. Instanța nu prevede ca această sumă de 3.000 de lei privind cheltuieli de judecată să fie încasată pe o perioadă de timp. Din punct de vedere legal, nu avem niciun fel de soluții. La discuțiile avute cu domnul administrator, înțeleg că la fel colegii mei n-au ajuns la un consens. Eu am ajuns la cunoștință pentru că dumneavoastră a ținut prin adresa care a făcut-o să înștiințez Consiliul Local. O să vă pun la mapă și adresa dumnealui și hotărârea instanței. Eu, din punctul meu de vedere, fiecare trebuie să respecte, să aibă, are și drepturi și obligații, dar să respecte legislația în vigoare, pentru că din 200-300 de firme care sunt pe orașul Dărmănești, dumnealui ROC Sim este singura firmă care n-a înțeles că trebuie să plătească acest serviciu și care și obligații. V-am adus la cunoștință, cei care aveți nevoie sau doriți să faceți copii după aceste materiale, vi le pun la dispoziție și rămâne ca cei de la serviciul impozite și taxe să parcurgă etapele legale mai departe. A doua problemă care vreau să o transmit, suntem în plină,
eu știu, pandemie, prin val 4 de eu știu, COVID, rugămintea mea, cei care doresc să meargă să se vaccineze, eu cred că asta este soluția, cu cât ne vaccinăm mai mulți, cu atât vom reuși să scăpăm de această stare de disconfort. Pentru lucrările de investiții pe care le avem, vă informez că suntem cu ele în grafic, se lucrează foarte intens la lucrările de îndiguire de pe râul Trotuș și pe râul Urs. Sperăm ca vremea să ne permită ca până la sfârșitul anului să ne atingem acele obiective pe care le-am stabilit. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă mai sunt probleme... La cum se diverse cine dorește să știe, domnul Balaș. Vă rog. Vă rog. Două probleme din atunci înainte de ședință, ar fi la sărătul de la pod, de la Chitici pe stânga. Trebuie îndepărtată vegetația forestieră, că a ajuns în drumul județean. Deci e o zonă cu suprafețe nelocuibile acolo. Aici problemă, chiar când se urcă în cartierul blocului, e panta aia acolo și sunt salturi, nu este vizibilitate, nu este nimic. Poate să fie un accident acolo, să știți. Da. A doua problemă ar fi crescătorii ăștia de animale. Nu știu, e o debandadă cu animale prin Dărmănești. Peste tot, șoferii trebuie să oprească, să dea animale deoparte, să... Doamne, noi ajutăm, dar să meargă cu ele la pășuni, pe islavă. În proprietățile oamenilor. Să nu strice gardă, proprietăți, nu se poate. Deci, trebuie să găsim soluții și pentru oamenii ăștia. Să respecte legislația care noi am votat-o în Consiliu. Sigur, da. De altfel, vreau să vă spun că am dat și amenzi consistente. În special la... Nu, amenziile nu ne încălzesc. Ar trebui să înțeleagă ei până la urmă. Da, nu înțeleg. Sunt dărmăneșteni și trebuie să ne respectăm de viață. Da. Da. Și cu câinii hoinari. Nu știu ce măsuri s-au mai luat la nivel de oameni. Da. La momentul discuției noastre, noi am mai prins din câinii pe care avem pe raza localității. Din păcate, nu prea reușim să îi ducem într-un padoc, pentru că atât Comăneștiul cât și Moineștiul au acele padocuri supra-pline. Și cred că anul viitor vom pune niște bani mai serioși și vom fi nevoiți să avem un padoc amenajat cu angajarea unui doctor veterinar și așa mai departe. Sunt niște cheltuieli mari pe care trebuie să le facem, dar la momentul ăsta nu avem ce unde să-i ducem. Prindem acești câini, îi ducem la doctor veterinar, îi ciprează, deparazitează ce mai face dumnealui acolo și după care îi întoarcem pe domeniul public. Măcar să nu se mai înmulțească. Dar cred că asta este soluția, să găsim, să facem o investiție într-o zonă în care ne permite și legislația, să angajăm un medic veterinar și personalul care e aferent acestui adăpost de câini și să-i ținem acolo cu costurile aferente. Dacă nu mai sunt întrebări... Dacă mai doriți pe ceva? Eu două probleme de cazul. Sunt două recomandări pentru lista de investiții de anul viitor. Am văzut că în prezenta listă de investiții se are în vedere continuarea lucrărilor la curul Dărmăneasca. Da. Este foarte bine. În mod sigur se vor finaliza anul viitor. Nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre faptul că drumurile naționale văd că au început un program de reabilitare a podurilor. Se reabilitează în prezent podul de la ieșirea din Dărmăneasca. Acum e problema lor, poate nu ăla trebuia reabilitat, ci altul. Mă refer la podul care traversează pe râul Dărmăneasca. Da, eu am făcut o adresă către cei de la drumurile naționale. Noi avem niște indicatori, niște capacități de scurgere la podul de la Dărmăneasca și în acei indicatori se face trimitere clar la aceste lucrări de lărgire a capacității de preluare a podului de la Dărmăneasca. Și cu toată această documentație în spate, din nou vom reveni la cei de la drumurile naționale în, cred că, săptămâna viitoare, în așa fel încât să poată să facă investiție
E o investiție destul de serioasă acolo de creșterea capacității de preluare. Noi am făcut pe părul de la Dărmăneasca lucrări de îndiguire și așa mai departe. Continuăm cu ce am spus mai devreme, cu acele diguri și așa mai departe, dar în momentul în care apa ajunge la drumul național, capacitatea de preluare a podului este subdimensionată și apa va ieși pe drum și va inunda din nou. Deci, fără a se face acele lucrări la podul, podețul de la Părul Dărmăneasca, cu siguranță nu se rezolvă problema. Noi rezolvăm în amonte, dar nu se rezolvă aici. Finalizarea reabilitării podului este, de fapt, și podul. Și podul, da, da. Primăria nu poate interveni. Nu putem interveni și este interveniți o... prin intervenții da, aici și nu vom reveni cu adresă la ei, pentru că și podul de la din amonte, de la ieșirea din Dărmănești, l-au inclus pe lista de reabilitări în urma solicitărilor noastre. Podul de sus. Da. Eu sper că anul viitor să prindă resurse cei de la drumurile naționale și să intervină și acolo. Și tot pentru lista de investiții anul viitor, noi avem pentru anul acesta, probabil va fi și pentru anul viitor, un program de reabilitare a străzilor. Poate nu se uită faptul ca în lista viitoare de investiții să fie luată în vedere, în atenție, și strada Valea Mahului. Există un număr mare de locuitori pe strada respectivă și se impune o anumită reabilitare. Cu siguranță. Da, atât. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme. Alți doritori care se înscrie la cuvânt? Închide. Dacă nu, declar închisă ședința Consiliului Local. Mulțumesc.